Din seria arme confecționate în Europa, mergem din Rusia în Croația. Și avem XDM-9. Asta. Calibru 9 mm și nu vă lăsați păcăliți de ce scrie aici, 5.25. Nu este calibru, el e pe 9 mm. Și pe mine m-a păcălit prima dată, recunosc. Am zis, bă, 5.25 mm, nu mă mai e pe 9 mm. Și asta de asemenea are aparate de ochii de sport, în speță cuiu cătării, care e cu fibră optică roșie. Și ajută, chiar ajută, să știți. Te ajută foarte, foarte mult să iei în ea de ochii. Plus că, în comparație cu aparatele de ochii de la al meu Smith & Wesson, MP9 sunt mult mai înguste, mult mai mici, ceea ce îmi permite să văd mai bine ținta aflată la distanță mai mare. Hai să trag și cu asta. Cursa trăgaciului o idee mai lungă, o simți foarte bine, simți trăgaciul foarte bine în momentul în care se întărește, da? Și se poate regla, nu știu dacă vedeți voi aici în spatele trăgaciului, e un șurub, un pin. Pinul ăla se poate roti astfel încât să iasă sau să intre, să iasă din armă, da? Ceva mai mult sau să intre o idee mai mult, funcție de preferințele trăgătorului. O chestie foarte interesantă și lucrul ăsta l-am mai văzut la arcurile compound, la release-urile arcurilor compound. În momentul în care vrei să setezi trăgaciul release-ul, la release-urile cu trăgaci. Mare, este un pistol full size. Ok. Nu știu dacă, nu cred că l-aș. Dacă ar fi să cumpăr o a doua armă, cu siguranță aș cumpăra ceva mic compact sau semi-compact, maximum semi-compact. Ăsta e mare. Dar nu e foarte greu. Că, ce greutate are? După cum îl simți... Sub un kg. Cred că undeva 800, între 700-800 de grame. Dar e sport. Un model sport. E modelul sport. Am înțeles. Dragii mei, XDM 9.